Așa arată în prezent sala de sport a colegiului tehnic Matei Corvin din Hunedoara. Imagini dezolante pe care nu ar trebui să le mai vedem în secolul 21, dar care încă umbresc învățământul românesc. Cum s-a ajuns în această situație? Proiectul a început în prima dată în 2008, când sala a intrat pe un program național al Companiei Naționale de Investiții de Reabilitări Săl de Sport. Compania Națională de Investiții a făcut un proiect inițial, a încredințat lucrarea, dar în 2009 a venit criza și a încetat orice finanțare pentru acest proiect. După aceea, în 2010, s-a refăcut proiectul, s-a încercat un proiect mult mai cuprinzător pentru o sală multifuncțională, chiar cu o extindere a acestor spații, un proiect foarte generos, dar și costisitor și nu a fost finanțat niciodată. Iar în anul trecut, în 2013, s-a refăcut proiectarea pe o variantă minimală pentru structura de rezistență și sperăm să înceapă lucrările. S-a cerut o nouă expertiză la sala de sport și, evident, un nou proiect. Acest proiect este în curs de a fi finalizat. Am înțeles că valoarea lucrurilor se ridică undeva la 11 miliarde, practic va fi o sală cu o suprafață mai deosebită de joc, o suprafață multifuncțională care poate fi omologată de federațiile de specialitate care își vor desfășura activitatea aici. Mă refer la fotbal, handbal, tenis de câmp, basket și volei. Proiectul va fi gata în aproximativ 10 zile, după care se așteaptă ca fondurile necesare să fie alocate, iar anul acesta să demareze lucrările, cu speranța ca în 2015 să fie finalizate. În prezent, orele de educație fizică și sport se desfășoară în cantina sau în curtea școlii și asta în condițiile în care echipa de fotbal a colegiului, unde a absolvit și portarul Bogdan Lobonț, a obținut 10 de cupe și premii la nivel național. Au fost rezultate foarte bune în ultimii ani ale colegiului noștri. Am obținut locul întâi pe țară în 2010 și au fost rezultate și în următorii ani. Inclusiv anul acesta ne-am calificat la fazele superioare ale competițiilor, dar din păcate, vedeți dumneavoastră, activitatea ne este puțin oprită din cauza faptului că nu avem unde să ne desfășurăm activitatea, fiindcă cât este timpul frumos afară putem să facem, cât de câte oră, dar când timpul este foarte, cum este și acum, plouă și este, nu putem să ne desfășurăm activitatea decât într-o sală improvizată, unde, după cum vedeți, se pot desfășura anumite activități, dar într-o anumită limită. Nu avem condiții, nu stăm aici la sala asta. Dacă ar face sala aia mare care e afară, atunci toată lumea asta până la 2, la 3, chiar și mai mult. S-ar putea face bani cu sala aia, când creează multă fizică, creează informatică, s-ar putea face mulți bani cu sala. Dar nu a fost investiții, s-au apucat să facă pus termopane jos, dar după aia nimic în rest. Deputatul PNL de Hunedoara, Carmen Hărău, a făcut toate demersurile necesare pentru ca lucrările la această sală de sport să fie reluate și finalizate. Au început demersurile reluării, finanțarea s-a aprobat la Compania Națională de Investiții pentru sala de sport începută cu ani de zile în urmă la liceul Colegiul Matei Corvin. Deci asta este primul pas pe care l-am făcut în direcția asta. Dacă se vor ține de cuvânt toți factorii implicați în acest proiect de renovare și modernizare a acestei săli fantomă, rămâne de văzut.